Fetele se pregătesc de skirt bike, astfel că în 27 iunie, de la ora 18, vor să arate cât de bine știu să meargă pe bicicletă îmbrăcate în fustă. Conform programului, se vor întâlni la Fântâna Cinetică din centrul Severinului și vor defila pe bicicletă pe principalele artere ale orașului. La start, biciclistele vor primi flori, bilete de tombolă și diverse accesorii utile defilării. La final, le așteaptă o tombolă cu premii, multe surprize și, desigur, o petrecere. La doar o zi după skirt bike, urmează și evenimentul Blue Week. Sunt invitate toate doamnele și domnișoarele să pedaleze în ținute cât mai legere și mai elegante, ca să arate tuturor că se poate pedala în orice condiții, către muncă, către servici sau pur și simplu de plăcere. Pe 28 iunie, cu ocazia Zilei Dunării, o să fie Blue Week, cu care deja v-ați obișnuit că e în fiecare an. O să vină la ora 11 pe Crișan, în zona scenei, cicliști din mai multe orașe, din Serbia. O să fie ceva expoziții de biciclete, tombolă, expoziții de turism pe Crișan, după care toată lumea pleacă spre Cladovo, unde dăm o tură de oraș și acolo, ca și aici, și după aia ne oprim la campingul Carataș. Tot în perioada 27-28 iunie, Severinul devine capitala vinului. Evenimentul va avea loc în intervalul 27-28 iunie, anul acesta, în premieră în orașul Turnu Severin. Se cheamă Ordinul Cavalerului Vinului European, ceva inedit pentru oraș și, după cum bine știți, vinul este patrimoniul cultural național și m-am gândit, având prieteni în domeniu, să organizăm și un eveniment de acest gen la Turnu Severin, ocazie cu care se va înființa legatul Ordinului la Turnul Severin și în premieră în Oltenia. Evenimentul în sine are loc în data de sâmbătă pe 28, începând cu ora 16:30, cu o defilare cu fanfara orașului și momentul solemn de înființare și de acreditare de membri va avea loc la Muzeul de Artă din orașul nostru. Pentru ca evenimentele să se desfășoare în bune condiții, sunt angrenate în organizare și echipajele Poliției Rutiere, Jandarmeriei și Poliției Locale. Problematica Jandarmeriei și a celorlalți colegi de la Poliția Municipiului și Poliția Locală este de a asigura traseul și a asigura desfășurarea acestor manifestări fără niciun fel de incidente și a crea gradul de siguranță necesar celor care participă la astfel de evenimente. Sâmbătă, 28 iunie, pe aerodromul Balota are loc și singurul eveniment aeronautic din regiunea Olteniei. Este vorba despre meetingul aviatic Drobeta Fly-In, organizat de Aeroclub Drobeta.